Putem spune că vocația de mamă, în cazul Maicii Domnului, a început în ziua Bunei Vestiri și a culminat lângă cruce, cu sabia care a trecut prin sufletul și prin întreaga ei ființă. Astfel și ea a fost rănită pentru dumnezeiescul mire. Există în viața noastră o lege, în virtutea căreia, pe cât de mare este dragostea, pe atât de mare este și durerea. Acest lucru se petrece cu toate mamele care nasc prunci și împărtășesc fiecare în felul ei suferințele lor. Despre slava Maicii Domnului și despre dragostea ei pentru întreaga omenire, Sfântul Siluan scrie: minunat lucru și de neajuns! Ea viețuiește în ceruri și neîncetat vede slava lui Dumnezeu, dar nu ne uită nici pe noi lipsiții, și cu milosârdia sa acoperă întreg pământul și toate noroadele. Și pe această preacinstită Maica sa, Domnul a dăruit-o nouă. Ea este bucuria noastră și nădejdea. Ea este Maica noastră după Duh și aproape nouă după fire ca om. Și tot sufletul creștin tinde către dânsa cu dragoste. Slava preasfintei născătoare de Dumnezeu este foarte mare, iar facerile sale de bine, după cum dau mărturie sfinții, sunt multe. De aceea o iubim nemăsurat, ne rugăm ei în toată vremea, și astfel gura și inima noastră se îndulcesc. Unirea firii dumnezeiești cu cea omenească în ipostasul cuvântului este o adevărată nuntă, singura nuntă desăvârșită și de nestrămutat, care s-a petrecut în chip slăvit și rămâne în vecii vecilor în slavă. Maica Domnului este prima care a trăit experiența acestei nunți, dar a și contribuit la ea, de vreme ce nunta s-a săvârșit în pântecele ei. Acest lucru arată de câtă slavă și măreție s-a învrednicit născătoarea de Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama, referindu-se la această strălucită nuntă și la lucrarea pe care a avut-o Maica Domnului, scrie că Fecioara l-a făcut pe Dumnezeu Fiu al omului, iar pe om, Fiu al lui Dumnezeu.